Bună dimineața! Un sfârșit de săptămână plin de neprevăzut și de fantezie. Ne scot planetele, așa zicând, din casă. Ne pun la treabă. Țin fiorul acțiunii. Iată ce anunț astele pentru cele 12 zodii. Perbec. Energie, tensiune și ambiție. Va trebui să găsiți un scop nobil sau constructiv în care să le investiți, să evitați cercurile pe probleme mărunte. Se repun în discuție chestiuni nerezolvate de cine știe când și se poate să găsiți acum o soluție neașteptată de simplu. Taur. Noutăți interesante pentru voi. Poate apar acele informații care v-au împiedicat să luați o decizie importantă. Se recomandă prudență maximă dacă trebuie să porniți la drum. Evitați să intrați în criză de timp. Gemeni. Ar putea fi de mare folos sfatul sau prezența unui prieten apropiat, a unui specialist sau unui cunoscător în cazul unei investiții mai importante. Obțineți o reducere consistentă sau poate evitați o pagubă. Sau nu mai sunteți nevoiți să pierdeți timp cu returnarea unor produse. Rac. Vreți să luați taurul de coarne și să reglați conturile dintr-o relație. Însă ați putea fi surprinși de argumentele partenerului de viață și mai vedeți voi. Apar acum idei grozave pentru o lansare, pentru o relansare a voastră în plan profesional sau social. Leu. Poate că ar trebui să o lăsați mai moale în aceste zile, chiar dacă considerați că v-au rămas destule lucruri de făcut din cele câte v-ați propus. Remascați poate oboseala care s-a acumulat și vă lăsați pe mâinile unui masor, unui terapeut. Vă țineți de tratamentul care vi s-a prescris. Fecioară. Posibil să nu se sincronizeze programul vostru cu al partenerilor și să se amâne întâlnirea pe care vă doreați. Ar fi, în schimb, niște zile grozave în care să luați pulsul copiilor voștri, să aflați ceea ce își doresc, ce cred ei că sunt capabili să realizeze. Balanță. Un fel de examen pentru voi, pentru că sunt mai mulți ochi ațintiți asupra voastră. Fie că sunteți gazde, fie că vă aflați într-o adunare sau la un eveniment. Un moment al adevărului într-o relație de cuplu pe care de a se închega. Și veți ști dacă sunt lucruri importante care să vă țină alături pe termen lung. Scorpion. Este posibil să amânați un drum din motive care nu țin neapărat de starea drumurilor sau a vremii. Emoții intense, curiozitate și poate că veți sta cu inima la gură în așteptarea deznodământului acțiunii descrise într-o carte sau prezentate într-un film. Săgetător, sunteți dispuși și să vă angajați la niște rate, doar să vă realizați un vis, să faceți o investiție pe care o aveți de multă vreme în vedere. Ar vrea copiii voștri să fiți cot la cot cu ei pe vreo pârtie de schi, lesăniuși sau într-un parc, un teren de sport. Capricorn. Ar fi nevoie de un pic de flexibilitate, de atenție la dorințe și propuneri abia schițate ale celuilalt, ca să nu aveți ce să vi se reproșeze mai târziu. S-ar putea să aveți acum o discuție incipientă pe tema împărțirii unor bunuri, ieșirii din diviziune sau a unei moșteniri. Vărsător. Foarte posibil să preferați acum căldura căminului, să aveți convorbiri prin telefon, eventual să vă vedeți pe un ecran și să lăsați pe altă dată un drum frumos, dar solicitant. Nemulțumiri legate de stadiul unui proiect vă pot face să căutați informații suplimentare sau alte variante de realizare. Pești. Veți lua aminte cu interes la ceea ce pare acum o joacă sau un vis irealizabil și vă veți concentra asupra argumentelor pro. Invitație surprinzătoare, poate chiar din partea ființei iubite, dată fiind atmosfera sau clasa locului în care urmează să ajungeți. Să avem o zi bună!